Acum că avem conținutul, putem să creăm niște interacțiuni între elementele de conținut. Putem să facem butoanele, de exemplu, să navigheze spre diferite pagini. Trebuie să, pentru asta trebuie să trecem din modul de design în modul de prototip și în momentul în care dăm click pe orice element în modul prototype, avem butonașul ăsta care apare în partea dreapta a elementului cu plus, care adaugă o uh, interacțiune pe acel element. Practic, de exemplu, aici avem un buton, când dăm pe plus aici, sau putem, putem să dăm pe plus direct din bară și să alegem uh, ce vrem să facă. Mai simplu, putem să dăm click și să tragem și să zicem că vrem să navigăm la următorul ecran când dăm drumul ne apar și detaliile uh, care zic când se întâmplă interacțiunea în cazul sau mă rog, implicit uh, când dăm click sau tap se întâmplă interacțiunea poate să fie și când tragem de un element și când intrăm cu mouse-ul pe suprafața lui, dar aia nu este foarte, nu e, nu e ceva ce este relevant în vreun fel pentru interfețele mobile, când se apasă o tastă pe tastatură și lucruri de genul ăsta cel mai mult vom avea de a face cu on tap deci când se dă click ce să facă, să navigheze sau să deschidă un overlay sau să meargă înapoi sau să dea scroll la un anumit loc sau să deschidă un link sau lucruri de genul ăsta și dacă este să navigheze se pot alege celelalte um, ecrane în cazul ăsta, secțiune 1, dar de fapt vreau ca acest buton să ducă la secțiunea 2. Pot fie să dau click pe această săgeată și să aleg un alt ecran sau pot în funcție de cât de complex e documentul să șterg săgeata și să o fac din nou direct spre acel ecran și în partea de jos pot să aleg animații. De cele mai multe ori, recomandarea este să lăsați alegerile implicite de la Figma, fie să fie o animație instantanee, fie Smart Animate este o variantă în care Figma alege cum să facă animația, sau câteodată slide in, slide out pentru meniuri să Vină dintr-o parte a ecranului sau să iasă într-o parte a ecranului poate să fie uh, util. Dar, în general, vă recomand să păstrați valorile implicite. Și pentru că acest buton este uh, varianta originală a unui component, această navigare s-a aplicat și pe celelalte componente. Pentru a evita asta de obicei eu îmi mut componentele principale pe un. Într-un frame unde țin doar componentele și în layout-ul efectiv folosesc doar instanțe ale componentelor deci doar copii. Dar nu este neapărat o, o regulă și se poate face mai multe feluri. Depinde și ce fel de componente avem, pentru că de multe ori vrem ca acest, uh, aceste interacțiuni să se moștenească și la uh, instanțele componentelor. În cazul ăsta, doar o să o șterg pe asta și o să adaug la cealaltă secțiune cum vreau să fie, de fapt, uh, și respectiv. Am și aici jos butoanele, Vezi, trebuie să aleg în mod explicit layer-ul, este mai ușor așa decât să încerc să dau click să ajung exact unde vreau ca să pot să fac legătura de pe secțiune 1 sau 2. Dar ce vă recomand de asemenea când aveți bucăți de text care generează interacțiuni este să adăugați o zonă invizibilă în spatele lor. O să fac aceste două dreptunghiuri aici. Deocamdată le las vizibile. O să le trag în spate la secțiunea 1 și secțiunea 2 și o să fac uh, interacțiunile de pe aceste uh, zone și de fapt o să fac una și pentru uh, un dreptunghi aici și pentru uh, butonul de HOME. și tot așa să mă asigur că este în component, deci sub butonul ăsta de Home. Pentru că atunci toată suprafața asta va activa interacțiunea, nu doar suprafața unde este textul, care este foarte mică. Și o să mă duc înapoi la Prototype și asta îl duc la secțiunea 2. Asta îl duc la secțiunea 1, și asta probabil nu o să mă lase să îl duc la ecranul pe care este deja. Nu. Doar la anumite componente. Nici dacă dau on tap să mă ducă nu mă poate duce la home pentru că este deja pe home, dar o să adaug aceste interacțiuni manual de pe celelalte ecrane și acum selectez aceste dreptunghiuri și în secțiunea de design le scot felul să nu se vadă, doar să acționeze și acum la prototip vedeți că îmi apar și pe bara asta la altă și respectiv aici o să vin să aleg Rectangle 12 să mă ducă la Home și și pe ecranul secțiune 2, tot așa, rectangle 12. Oh, nu, on drag. Pentru că era deja adăugată o interacțiune care nu făcea nimic. Mă, mă duce la on drag. Și o să le șterg pe astea through așa tap, now navigate to home și tot așa pe ecranul secțiune 2, rectangle 12, plus on tap navigate to home. Și vedeți, avem, am toate aceste legături. Dacă intru în modul de preview, am exact cum aveam și înainte, dar pot să dau click pe Call to Action și mă duce la secțiune 1, pot să dau pe Home și mă duce înapoi, pot să dau aici, vezi toate și mă duce în pagina asta. Și funcționează toate butoanele astea de navigare. Simplă.